Bună seara. Sărut mâna. Știți, mi-am pierdut portofelul. Astăzi este duminică, băncile sunt închise și am nevoie de 50 de dolari. Așa că m-am gândit să amanetez haina asta. Se poate? Oh. Pare nou-nouță. E blană veritabilă. Face pe puțin 5-6 mii de dolari. Da. Ați putea să-mi împrumutați 50 de dolari? Sigur? Veți avea grijă de ea, da? Bineînțeles. Spuneți-mi, vă rog, numele. E neapărat nevoie? Pentru mine, nu? Dar dacă pierdeți chitanța, cel care o găsește poate să ridice această haină doar cu 50 de dolari. Fiți liniștit. Cum doriți. Ce descriere vreți să trecem? Nicio descriere. Îmi dați chitanța, 50 de dolari și mâine vin să iau haina. Cum doriți. Spuneți-mi, dacă nu treceți nicio descriere, mâine când vin să iau haina, nu s-ar putea să-mi dați altceva în schimb? Imposibil. Totul se trece în registrul ăsta. Dar dacă doriți, putem să trecem o descriere și în chitanță. Nu, am încredere. Poftim. Mulțumesc. Dobândă e 10% pe lună. Da, veți avea grijă de ea, da? Țin foarte mult la ea. Bineînțeles. Bună seara. Sărut mâna. N-am avut încotro. Vreau să păstrez haina cu orice preț. E doar un cadou de la Edward. Dar cum să explic lui Ellen? Cum să explic de unde am haina? Mătușa Eli, la care am spus că mă duc, nu are atâția bani. Ellen ar bănui imediat că e ceva necurat la mijloc. Nu. Ideea cu amanetatul hainei este minunată. Mă scoate din încurcătură. Mâine haina va fi a mea, fără nicio problemă, fără nicio bănuială din partea lui Ellen. Ellen! Da? Ellen, iubitule! Da, iubitule. Te-ai întors? Da, iubitule. Ce face, mătușa Eli? Bine. Dar tu ce ai făcut atât după amiază? Am făcut niște mulaje și acum venisem să mă uit un pic în registru cu pacienți. Să-l pun la punct. Dar spune-mi, iubitule, mulajele nu sunt ocupația tehnicianului tău? Bine. De ce nu-l lași pe el? Tu ești un dentist mult prea valoros pentru așa ceva. Și pe urmă știam că de registru se ocupă asistenta ta, domnișoara Foster, nu? Da. Numai că vezi, iubita mea, știi foarte bine cât mă mândresc eu cu mulajele mele. Iar domnișoara Foster habar n-are să se uite în registru să vadă cine e client cu bani, cine cu mai puțin, cine poate bogat. Uite ce am găsit în taxi. Uite, este un bilet cu niște cifre. Crezi că e de loterie? Nu. Știi ce? Nu. E o chitanță de la un magazin de amanetat. Chitanță? Dacă era un bilet de loterie. Draga mea, la loterie poți să câștigi sau poți să pierzi. Aici nu ai decât de câștigat, așa că n-aș zice că e păcat, ba din contră că e amuzant. Amuzant? De ce? Pentru că va trebui să descoperim ce obiect a fost lăsat în schimbul acestei chitanțe. Are și adresa magazinului. Las că trec eu. 50 de dolari? Nu, iubita mea. Orice casă de amanet nu dă decât maximum, din câte știu eu, 10% din valoarea obiectului lăsat. Deci e un obiect valoros? Trec eu mâine și văd despre ce. Nu, de ce să treci tu? Merg eu,
și așa n-am nimic de făcut. Draga mea, e mult mai bine să merg eu. Mult mai bine, habar n-ai câte șmecherii pot să facă negustorașii ăștia. Dar nu înțeleg de ce te superi, sau? Nu mă supăr, sunt curioasă și eu. Iubita, da. Hai să ne înțelegem. Bine. Obiectul ăsta, oricum, e al tău. Normal. Doar dacă o fi un aparat de bărbierit electric, cred că mi-l dai mie, nu? A, sigur, dacă e un aparat de bărbierit, la precizie. Bun, perfect, atunci, mergi tu sau merg eu? Bine, mergi tu. Merg eu. Bine. Ne vedem mâine. Pa. Pe mâine, pa. Pa. N-ai fost? Ce era? Nu, stai așa. Iubita mea, închide ochii. Stai jos. Așa. Și nu treșa. Ține ochii bine închiși. Așa. Ai un noroc fantastic. Fantastic. Poți să-i deschizi. Ce e asta? Ce e asta? Norocul tău. Norocul tău. Un guler de nurcă. 50 de dolari? Valorează minimum 5-600 de dolari. Tată, să foarte norocoasă. Îți înțeleg emoția, iubita mea. Sunt foarte norocoasă, să știi, ai dreptate. Ce, nu-ți place? Ba da. E minunat. Îmi place foarte mult. Atunci, ne vedem diseară, iubito. Pa, toate prietenele tale or să crape de ciudă, pur și simplu. Da, o să crape toate. La revedere, domnule doctor. La revedere, domnișoară postară. Ne vedem mâine, da?